acest lucru. Maestre, aveți meteo din bătrân pentru noi. Da. Ce scrie? Corelam ce am găsit aici, anul 2022, este sub protecția planetei Jupiter. Și Anca ne-a povestit ce ceva zicea frumos. Anca, da, corect. Și spune că anii ăștia, practic, sunt cicluri de câte 7-7. Gromovnicul folosește 7 planete. Astrologia, dar pe cele 7 planete de bază. Nu planetele grele, ulterior descoperite și care întregesc acum o hartă astrală mai elaborată, se spune. Dar știi că ce e puțin, e bun, așa se spune. Corect. Hai să vedem cum va fi anul, că suntem la început de an. Avem, după aceea, în fiecare lună discutăm. Cei născuți în acești ani, practic, din 38, 66, 94, 22, 45, 52, 59, toți anii care îi luăm de la 2022, dați în urmă câte 7 ani și vedeți care, dacă v-ați născut sub protecția planetei. Zice că anul are mare noroc și loc de cinste între oameni, ca să vezi. Dar totuși e atenție la betejeală, adică la boli, vrei, nu vrei, la sfârșitul ieri, în general. Friguri și căldură la pântece. Aveți grijă, voi ăștia care vă jucați cu focul, căldura la pântece se poate întâmpla pentru o perioadă de 9 luni. Eu v-am avertizat. An cu moină, roditor și cu fructe multe. Primăvara e friguroasă, cu moină și bine. De se va întâmpla să apară vreo eclipsă în martie, aprilie sau mai, pâinea va fi scumpită. Deci ăștia, cum intrăm în eclipsă, se mărește prețul la pâine. Așa că țin. Vara întâi friguroasă, iar apoi moină și pe urmă prea cald. Tunet mult, sfârșitul cald și uscat al verii. Toamna amestecată cu ploaie. Iarnă friguroasă, zăpadă multă. La mijloc vânturoasă, adică la jumătatea... cam asta e, decembrie, ianuarie, femartie. Femartie ne dă zăpadă, da. Să ne sature. Cu liniște măsurată. În grădin gospodarii vor avea mazăre, orz, in, cânepă, mere, pere, prune, nuci, alune din belșug, vând de la apuș de la mize noapte și tunet mult fără pagubă. Pește puțin anul ăsta. Stăpânesc oamenii înțelepți și duhovnicii. Pietrele prețioase pentru anul ăsta, smaralde și safire. An, să vezi ce frumos spune, anul acesta e bun de așezare cu soție pentru căsătorii. Dacă uite, ei știu de 400 de ani... O altă confirmare. Asta. Ianuarie cum va fi? Până în data de 4, senin, dar cu pic de vânt și ger. Pe 5 vine un strop de zăpadă, pe 6, 7 și 8 iară ger, pe 9 se mai înorează, 10, 11, 12, 13 ger, 14, 15, 16 moină, 17 ger, 18 cald, 19 vânt, 20, 21 moină și vânt, 22 până în 28 ger tare. Deci, trebuie să vină bubutează. 29, 30, 31, se înmoaie. Deci alternanța moină cu rece, cu ger. Eu nu știu cât de multă zăpadă vom avea, dar gerul asta va e. Fi, cu siguranță. La gerul bobotezii vedem pe 6, care spune 6, 7 și 8, ger. Ger,